zile ce făceai tu la 11? La 11 ani? La sapată. Eram la Pimpu. Făceam Pimpu la 11. Ce premiu ai luat în clasa? Am luat premiu întâi până la 8. Am fost nebun, dus cu cap. Dar în sensul bun. În sensul bun, da. De asta în sensul încerc, care, acolo încerc. Da. Corect. Uite, băiat deștept. Uite, a spus data. Așa. Actul greșeală, nu doar să nu se repete. Te rog frumos. Pe atunci nu aveam un liber arbitru ieșit în comun. Ce e liber arbitru? Nu e arbitrul ăla care nu arbitrează meciul și stă pe bară, nu. Liberul arbitru este... eu știu ce vrei tu să faci. Știi? Nu l-aveam, fiindcă eu știu... Îți zicea bunică. Da, încă am zicea bunică mea cam ce trebuie. Și tu ascultai de bunică. Și ascultam de bunică. Era un arbitru cu contract, nu era liber. Da, era un arbitru cu contract, fiindcă, na, așa era. Și nu cred că era rău. E bine că ai sincer, ascultat. Nu era rău deloc. Când n-ai mai ascultat de bunică, da. Când n-am mai ascultat de bunică mea, da. Ce s-a întâmplat? Începe să faci rău. Nu. Da, am ascultat lumea. Mergeam la școală și învățam. Cam asta făceam și făceam sport. Asta... ceea ce le recomand? Ceea ce vă recomand și vouă, uitându-mă la structurile voastre musculare aproape distrofice. E cazul să vă apucați de treabă. Și... vă recomand să faceți sport în cameră. Trebuie să faceți. Adică, cum să vă explic? Eu știu cam ce înseamnă copilăria în ziua de azi. M-am uitat pe stradă. Nu vă mai văd. Vă mai văd rar. Și vă văd cu skate-ul în mână, pe câțiva, unii cu biclele. E tare. E ok. Dar trebuie să... cum să vă explic? Sunteți în perioada în care e foarte important cam tot ce faceți și nu știți asta. Nici eu nu știam. Și avea aia copil, mă doare la basă, mă duc, mă bat, mă... știi? Mă duc la școală, învăț! După aia s-a întâmplat totul. Deci după ce mă duceam la școală și învățam, se cam întâmplat tot ce urma să fac și recunosc. Făceai și teme? Da. Cum n-am? Dacă a avut premiul întâi până într-a 8-a... Asta la liceu. Asta la în general. Da, păi asta. Și am făcut Vianu și am avut și la Vianu până la 12. Poftim, trebuie să-și fi făcut toate temele. Da, știu, nu e... Da. E foarte important să... nu știu, școala e foarte importantă. Eu nu... faptul că sunt rapper știu că poate sună oarecum antinomic. Sunt antinomice aceste noțiuni, eu știu, școala și rap-ul. Sau cel puțin imaginea lumii despre rap a făcut ca această antinomie să se înțelenească în mentalul colectiv. Dar nu este adevărat. Deci, credeți-mă, rap-ul și școala merg mână în mână. Fiindcă îți trebuie un bagaj de cunoștințe lingvistice ca tu să poți să scrii un text. Îți trebuie un pic de muzică la care mă duceam. Dădeam, mi-a dat aia cu diapazonul ăla în casă. Știți ce ăla? A fost vreodată diapazon. Mi-a dat, îi plăcea să facă undele alea cu capul meu. Dar asta e. Dar am înțeles ritmul, am înțeles cam care e ideea. După aia, după ce îl vedea acolo, l-ai înțeles. Nu știu ce vibra mai rău, craniul meu sau diapazon. Așa. Bun. Iar îi pierzi. Școală, sport. Nu, ba da, trebuie. Dar ce, cam cum vezi? Cam ce crezi tu, Costeli, o să-ți conferi ție încrederea? Și o să ai tu încredere în tine, fiindcă o să ai bani, e bine? Fiindcă o să ai bani, nu? Cum o să ai bani? Că dacă nu știi cum o să ai bani, păi îți spun eu cum o să ai bani, ca să ai și încredere. Că dacă poți să ai bani, fără să ai încredere, în ziua de mâine. Adică poți să ai o grămadă de bani, să te culci cu anusul făcând așa, că vine garda peste tine. Înțelegi? Dar tu ai o grămadă de bani. Dar a doua zi, dacă îți bate jandarmeria la ușă, nu mai ai o grămadă de bani.